Imaginați dumneavoastră, ați făcut dumneavoastră colectă. Imaginați-vă momentul acela în care unul pune în colectă 500 de lei. De obicei ăștia când pun opresc și săculețul ca să se vadă că săculețul s-a oprit, scoate portofelul, bag nota că e frumos împăturat, o pune frumos. Ajunge la caserie. Când desfaci o bagnotă de 500 de lei, altfel faci monetarul, 500 ori 1, n-ai mai făcut așa ceva de hă, 500, om pocăit! Și când vezi mărunții, te și nervezi că nu știi cum să-i treci o monetară. Ia, îi mai pune cineva mărunți astăzi în colectă. Dar Dumnezeu nu se uită la cât ai pus, ci la cât, din cât ai pus. Cu 1000 de lei din 3 milioane. Nu uită 100 de lei dintr-un milion. Înțelegeți? Dumnezeu nu se uită la ce pui, ci la ce rămâne. La ce rămâne. De aceea văduva aceea a pus mai mult decât toți ceilalți. Pentru că Dumnezeu s-a uitat la inima jertfitorului și la intenția lui.